Înainte să înceapă acest episod, vreau să vă spun că aceste lucruri care mi s-au întâmplat nu m-au schimbat, vai de capul meu, mă arunc de pe bloc, Doamne ferească-mă de rău. Mi-a schimbat doar părerea despre Minecraft și despre Herobrine. Atâta mi-au schimbat lucrurile astea. Deci nu m-au afectat chiar cu nimica. Și da, priviți imaginile și vizionare plăcută. Am început o filmare obișnuită, știți voi, serialul Herobrine. Până când această lume, acest joc mi-a schimbat complet părerea mea față de Minecraft și de Herobrine. Priviți imaginile. Salutare domnilor și domnilor, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la căutarea lui Herobrine. Da, domnilor și domnilor, în acest moment ora este 8 și 24 de minute și eu mă joc Minecraft, bineînțeles. Deci, single player, Herobrine. Bun. Totul bine și am așa un plan, să zic așa, pe astăzi. Păi, în primul și... Înainte să priviți imaginile, vreau să vă spun că ceea ce va urma nu este foarte creepy, dar este puțin cam creepy. Priviți imaginile. În primul rând, haideți să ne mai uităm în jur, să mai explorăm. Bă, nu era un... What? Invizibil? What the... Bă, what the fuck, man? Invizibil! Ah, a apărut. Și nu scrie nimic pe el. Bă, what the... Păi ești ne... Du-te-n paștele meu! Bă! A, oară... Păi ești ne... Ce-o fost, mă? A, ce-o... Bă, nu mai am nimica! Bă, ce s-a întâmplat? Poate unii o să spuneți că este fake, că nu e adevărat, că sunt prost, că poate a fost un bug. Dar pentru mine a fost adevărat. A fost foarte adevărat. Și până miercuri, când îmi vine placa video, am comandat o placă video și îmi vine miercuri. Până miercuri sau până joi, voi anula seria în căutarea lui Herobrine. Și aveți și voi un site în descriere unde cică se află Herobrine. Știți și voi cum să faceți. Intrați pe single player și băgați seed-ul. Deci da, domnilor și domnilor, dacă vreți și voi chestii paranormale, intrați pe seed-ul din descriere. Dar atenție, o faceți pe pielea voastră. Da, domnilor și domnilor, trebuie să luăm în considerare că este doar un joc și nu trebuie să facem mare tam-tam cu chestia asta, adică să vadă toată lumea, dați like, share, ai de capul meu. Deci vreau să vă spun că nu m-am schimbat cu nimic, tot așa de tântălău am rămas. Și bine, trebuie să recunosc și eu puțin așa că am făcut totul și pentru suspans și na, să pară puțin mai serios videoclipul meu. Videoclipul ăsta să pară puțin mai serios. Dar vreau să vă spun că faza cu Minecraft care mi s-a întâmplat nu este fake, adică chiar mi s-a întâmplat, n-am făcut nimic, nu m-am dat în creativ, n-am făcut nimic, dar nimic n-am făcut. De fapt nici măcar nu cred că puteți să faceți așa pe creative în pana mea. Dar mă rog, doamnelor și domnilor, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și share și stați liniștiți, eu tot așa am rămas. Și nu scăpați de mine așa de ușor. Pa, pa!